De la această oră pe Exclusiv TV veți vedea ședința integrală a Consiliului Local din Onești, județul Bacău. Vizionare plăcută! Dacă sunt observații la ordinea de zi, dacă nu, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotriva? Se abține? Mulțumesc. Înainte de a intra în ordinea de zi, dacă sunt observații la procesul verbal, ședința extraordinară din 10 martie. Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotriva? Se abține? Mulțumesc. Întreb în ordinea de zi. Domnul secretar, aveți cuvântul pentru reglementul de aprobare. Nu, fiind vorba de un raport acționar, e potrivit codului administrativ, da. Că primul trimestru al anului, primarul municipiului trebuie să prezinte starea economică, socială și de mediu a municipiului Onești pe anul trecut. Nu am să-i dau citire, este destul de scufos, v-a fost comunicat pe mail tuturor. Am să fac doar precizarea că acest raport ține 5 capitole, starea economică, starea socială, infrastructura municipiului Onești, ordinea publică, starea mediului, precum și obiectivele primării municipiului Onești și să vă realiza în 2020. Dacă aveți întrebări sau alte întrebări, vă să vă mulțumesc. Da, vă rog, domnul. M-am uitat pe raport. Este ok. Am văzut acolo un schimb că populația municipiului Onești sub 50.000. Așa este. Așa este. Ne-am dus sub 50. Implicațiile de ritoare. Ok, mulțumesc. Am dat datele oficiale. Ultima recensământ în 2011 eram 39.000. Date neoficiale la acest moment suntem 34.000. Oricum, aș vrea să fac o precizare. La momentul acesta, populația în toate localitățile din România au trei modalități de a fi, eu știu, participate. Pe de o parte, recensământul, pe de altă parte, statistica, iar pe de altă parte, evidența persoană. Din punct de vedere, cea corectă este cea a evidenței persoane, pentru că acolo există numărul de CNP. Și este adevărat, oamenii mai migrează, dar rămân cu obiceiul stabil în localitatea respectivă. Da, mulțumesc. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat de venituri și cheltuieli al municipiului Onești pe anul 2023. În bugetul municipal a fost aprobată suma pentru finanțarea cheltuielilor suportate din bugetul local în cazul proiectelor finanțate din fonduri PNRR, sume care au fost încadrate pe anumite articole de cheltuială. Având în vedere clarificările legislative primite ulterior, este necesar ca aceste sume să fie transferate pe alte articole bugetare cu precizarea că valoarea bugetului rămâne neschimbată. Față de cele menționate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Aviz de comisia numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Mulțumesc. Se abține cineva împotrivă? Mulțumesc. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la Societatea de Domeniul Public și Privat Onești S.A. pe anul 2023. Societatea Comercială de Domeniul Public și Privat S.A. a fost înființată prin hotărârea Consiliului Local numărul 43 din 2010 și își desfășoară activitatea în domeniul de prestări servicii de salubritate, administrare civile, servicii de întreținere de zone verzi, servicii două de calisaj,
servicii de reparații de ținere străzi în municipiul Onești, luminar public și altele. Pentru desfășurarea acestor activități este necesară aprobarea unui buget de venituri și cheltuieli. Municipiul Onești are ca obiectiv alocarea sumelor necesare pentru desfășurarea în condiții de normalitate a activităților acestei societăți, ținând cont de posibilitățile financiare și de prevederile legale în drept, motiv pentru care vă propunem să aprobați bugetul de venituri și cheltuieli în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Discuții pe marginea proiectului. Comisia 1. Mulțumesc. Comisia 4. Favorabil cu majoritate. Mulțumesc. Discuții pe marginea. Dacă permite, fac o precizare. La primele puncte a fost omise în discuție inițială, dar trebuie în SMS, iar în discuția de completare au fost omise întrebări la dumneavoastră, care sunt față o formă fără avize. Dar fără avize nu corect, se poate. Nu chiar și comisie, chiar nu e specificat. Vă rog, domnul. Da. În o ședință anterioară a spunea domnul primar legat de aceste cheltuieli la fel de contactul de mandat și altor organe de conducere legate de DPP, că nu aveți nicio problemă ca aceste cheltuieli să nu mai fie pe viitor. Dar văd în proiectul care l-ați pus în astea perioadă de zi că aceste cheltuieli nu se mențin la nivelul anului trecut și cresc la nivelul acestui an. Cheltuielile estimate, dumneavoastră, pătăriți sunt estimate, ACA pentru... Ei nu trebuie să se cheltuie. Sunt niște cheltuieli estimate. Dar întrebarea mea de ce le mai pune dacă nu trebuie să se cheltuie. Dacă poate răspunde, vă rog frumos. Am spus pe transparență decizională 30 de zile. Discuția pe care ați avut-o dumneavoastră a fost după ce acest buget a fost pus pe transparență. Iar faptul că s-a alocat o sumă acolo, asta nu înseamnă absolut nimic, pentru că ele, cu avizul Consiliului de Administrație, pot fi mutate în capitole. Dar cât s-a încasat anul trecut, în 2022, aceste, care au fost sumele încasate? La o discuție anterioară spuneați că nu se încasează la nivelul expus în buget. Cât s-a încasat anul trecut? Da. Vă referiți la... De suma de 457.000, cât s-a încasat? Că în acest an e propus mai mult, 785. Da. De mii. Cât s-a încasat? Bugetul de anul ăsta, din câte am înțeles, am să dau eu un răspuns. Din câte am înțeles, intră și componenta variabilă pe anul trecut. Așa e, domnul director? Sau? Așa este. Anul trecut, având profit mare, lucrând cu terții și având mare profit societatea DPP, și componenta variabilă va fi mai mare și intră în acest buget. Ce discuție am avut anterior acestei ședințe? Componenta variabilă am propus și, bine, cu propunerea venit din partea unui consilier local, să se diminueze în următoarea ședință. Dar bine, asta ultimul cuvânt l-aveți dumneavoastră ca și consilier local, componenta variabilă să diminueze de la 2 sau 5, nu știu cât este acum, la 0,1, să fie simbolică componenta respectivă. Dar asta o veți avea dumneavoastră, NAGA, ultimul cuvânt, pentru a modifica componenta variabilă. De asemenea, tot în adunarea AGA, în care dumneavoastră sunteți membri, s-a agreat și diminuarea indemnizațiilor pentru neexecutivi. Dar asta, după cum am spus, urmează să hotărâți în AGA. Dacă s-au alocat anumite fonduri, nu înseamnă că se și cheltuie. Și bugetul primăriei, salariile sunt mult mai mari, fondul de salarii mai mare decât se cheltuie. Spre finalul anului se mută între capitole. Este luat o marjă de siguranță. Dar v-am spus, anul ăsta față de anul trecut, în banii ăștia, estimați, intră și componenta variabilă care trebuie achitată, conform contractului de mandat. Iar anul trecut, având profit, lucrând cu terți și făcând un profit semnificativ față de alți ani, și componenta crește. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai sunt observații?
Dacă nu se pun la vot, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Următorul. Aș vrea să fac o completare, îmi cer scuze. Vreau să vă anunț că la ședința noastră participă din partea USR doamna consilier Popescu, consilier județean. Bine ați venit. Mulțumesc. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului municipiului Onești la data de 31 aprilie 2022. Evaluatorii principali de proiecte întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților relative până la data de 31 mai anului următor conturile anuale de execuție a bugetelor prevăzute la articolul 1 din legea 273/2006 în următoarea structură. La venituri, prevederi bugetare inițiale, prevederi bugetare definitive și încasări realizate, iar la cheltuieli, prevederi bugetare inițiale, prevederi bugetare definitive și plăți efectuate. Care crezi că de bază a postului de execuție este aceea care obținește realizările, dimensiunea efectivă a activității economice, sociale, consumatoare de resurse și producătoare de rezultate. Față de cele menționate, vă rog să analizați, să aprobați proiectul de hotărâre în urma prezentării. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avize, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Am eu. Vă rog, domnul Cucuciu. O întrebare cu privire la partea ce puteți să-mi ziceți dacă, să-mi ziceți, vă rog, dacă ați crescut veniturile primului, cu cât și doi, ce măsuri ați luat pentru diminuare, că eliminarea n-a cum să fie, că ați venit să venit. Veniturile au crescut în 2020-2021. Creșterea se datorează în mare parte unor acțiuni de genul de emiterea deciziilor pentru obligațiile fiscale, precum și intensificarea unor măsuri de executare silită pentru contribuabilă la debite, cum ar fi emiterea somațiilor, la titlul rejectorii și orice alte forme legale de recuperare a creanțelor. Și procent, n-aș ce să spun în momentul ăsta, okay. De rost. Da, mulțumesc. Dacă mai sunt observații, dacă nu se pun la vot, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, se abține cineva? Proiectul a trecut. Vă rog, domnul secretar, să-l citim. Proiectul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea listei numărul 1, anul 2023, a solicitanților municipiului în vederea emiterea atestatelor de administrator în pozitivul din municipiul Onești. Potrivit codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local are inițiativă și hotărâre centrală pe probleme de interes local. Pentru aplicarea unui tratament transparent și discriminatoriu, solicitanților, Consiliul Local a adresat regulamentul de obținere a atestatului de administrator de condomini și pe persoane fizice, persoane fizice autorizate sau persoane juridice specializate. Până la data de 1 aprilie 2023, a fost depusă o singură solicitare eligibilă în vederea obținerii atestatului de administrator de condomini și pe persoane fizice. Față de cele menționate mai sus, propunem că analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma inițială. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avize, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul a trecut. Domnul secretar, proiectul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de delegare de gestiune serviciului de salubrizare numărul 1087/2018 încheiat de SCI Construcții SA. Serviciul public de salubrizare a localităților face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și se desfășoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale, ori asociațiilor de dezvoltare intercomunitară în scopul salubrizării localităților. Prin hotărâre Consiliul, Autoritatea Deliberativă a aprobat participarea cadrului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, a zis Bacău, în vederea realizării unor investiții de interes comun din infrastructura de sedimentară a peretelui serviciului de salubrizare. Prin adresa înaintată, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, a zis Bacău, se pune spre aprobare, spre analiză și aprobare actul adițional numărul 3 la contractul cu delegarea gestiunii serviciului de salubrizare, încheiat între aviz și operatorul de salubrizare de sud, privind modificarea tarifelor aferente contractului cu sud menționat. Având în vedere fundamentarea acestor tarife,
respectă metodologiile legate de domeniu, urmează să analizați și să decideți. O singură precizare, potrivit actului constitutiv și a statutului asociației, această atribuție de aprobare a planului tarifar intră în sarcina Adunării Generale a Funcționarilor. Din acest motiv, Consiliul Local sau Consiliul Autorităților Deputative, deci este doar o formalitate de a discuta și a aproba, prin părere de votul dumneavoastră, cel care va hotărâ final va fi, cel care va fi final va fi Adunarea Generală a Asociației. Așa că fiecare din casă votează așa cum trebuie de comisie. Da, mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avize, comisia numărul 1. Avize nefavorabil. Avizea numărul 4. Nefavorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Eu, dacă vă rog, domnul. Domnul secretar, e corect ce a zis dumneavoastră, dar asociația ADIS nu sunt ATU-urile care fac parte de acolo. Deci noi avem un puternic acolo. Da, există un reprezentant din partea din ADIS al Consiliului Local Orești va avea același lot pe care îl avem astăzi în Consiliul Local. Poate da, cu siguranță. Atunci, nu e o formalitate. Da, există, mă rog. Este o puternicire indirectă. Ideea este că dacă se respinge în Consiliul Local, ultimul cuvânt e la acționar. Eu, da, reprezentantul. Eu vă garantez că reprezentantul municipiului Onești va avea votul conform Consiliului Local. Va merge cu votul dat în Consiliul Local. Da, mulțumesc. Altcineva? Vă rog, doamne. Eu aș fi vrut, ca să avem totuși o poziție cât se poate de echilibrată, aș fi vrut să fac amendamente și să ne ducem în așa fel încât acolo unde avem creșteri substanțiale să rămânem pe valorile actului adițional numărul 2, cel votat în anul 2020. Adică să modificăm criteriul 4, 2, 4, 5 și 6 și să le lăsăm la valorile din 2020. Ăsta ar fi fost amendamentul exact pe care... cu votul ăsta, cu mandatul ăsta va merge reprezentantul în ADIS. Noi acum, că votăm, că suntem pentru sau împotrivă, oricum votul final se dă în... Dar cred că e foarte important să menționăm faptul că noi dorim păstrarea valorilor din 2020 odată și nu majorarea lor. Odată ce se respinge proiectul și eu vă spun că majoritatea consilierilor care am comunicat în acest moment sunt împotriva majorării tarifelor, se dă un vot în Consiliul Local, iar reprezentantul va merge cu un mandat din partea Consiliului Local. Eu am spus că era un... Neaprobarea înseamnă păstrarea tarifelor. Ascultați-mă un pic. Eu am spus că ar fi fost în regulă să mergem pe, pe un amendament, pentru că avem la criteriile 1 și 3 o scădere a valorilor. Ceea ce înseamnă că acolo ar fi trebuit să fim de acord, adică pe criteriile 1 și 3, avem valorile următoare. La criteriul 1 este, vorbim de preluarea deșeurilor în vederea depozitării. Aveam 150 de lei pe lună, pe tonă și acum avem 97,01. Iar la criteriul numărul 3, preluarea deșeurilor în vederea transferului, aveam 117. Avem 117 acum și avem 208,46 în 2020. Adică acum avem valori mai mici decât în 2020. De asta cred că ar fi fost indicat să amendăm acest proiect doar acolo unde valorile au crescut substanțial. Adică unde au crescut, nu fără substanțial, unde au crescut să avem poziția asta împotrivă. Asta e părerea mea. Urmează să apreciați. Dumneavoastră, vă mențineți ceea ce ați spus acum. Da, este un amendament. Ca și ca amendament. Exact. Adică eu apreciez. Deci formulați un amendament. Da. Supun la discuție amendamentul, doamnei consilier. Dacă sunt observații sau discuții. Să înțeleg. Propuneți să fim de acord cu pozițiile 1 și 3 și să le respingem pe destul? Exact. La pozițiile 1 și 3. Dacă calculăm reducerea de la 1 și 3 și luăm în calcul creșterea de la 4, preluarea deșeurilor în vederea sortării 900,03 lei,
Adică n-am înțeles că nu trebuie să facem aici, nu trebuie să facem un săptămână. Nu, doamna consilier spune să le acceptăm doar pe cele care scap, iar cele care cresc să rămână neschimbate. Adică eu așa o văd, nu știu cum apreciat, dar eu așa o văd. La momentul ăsta mi se pare o simplă formalitate. Cum vreți să așa faceți? Să-mi minte, doamne președinte, nu știu, dar... Sigur, dar stați un pic, să înțeleg ceva. Nu le avem separate, le avem la pachet, da? Votăm sau respingem în drept pachetul 1-6. Proiectul de hotărâre. Înțelegeți corect? Da, dacă, doamna consilieră, dacă nu vreți să faceți un amendament, reformulați amendamentul și noi îl supunem la vot. Deci amendamentul urmează să aibă în vedere menținerea tarifelor din HCL, vă spun imediat, 52/2020, la criteriile 2, 4, 5 și 6. Deci ăsta este, de fapt, amendamentul pe care îl facem. Aprobăm, începând cu data intrării în vigoare a actului adițional numărul 2, numai tarifele prevăzute la punctele 1 și 3 din actualul proiect. Cele de la 2, 4 și 5 să rămână ca în 2020, nu? Și 6 să rămână la valoarea din 2020. Da. Mulțumesc. Votăm acest amendament al dumneavoastră. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate, amendamentul a fost acceptat. Mai sunt observații? Nu? Mulțumesc. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Cu forma amendat. Cine este pentru? Cu forma amendată. Am votat doar cele două scăderi ale tarifelor. Împotrivă? Se abține cineva? Numai puțin, că nu s-a reușit să numere. Cine este pentru? Pentru proiectul de hotărâre cu amendament. Numărați acum, e mai ușor. Cine este împotrivă? Da, împotrivă. Nu, nimeni. Da, cine e cineva? Nu, nu mai aveți ce număra. Da. Mulțumesc. Fac și eu o precizare, cer scuze, cu promisiunea domnului primar, sper că la 1 ianuarie 2024 să avem și noi un sistem de vot electronic. Mai repede. Mai repede, din păcate, se durează de cam 20 de săptămâni până finalizarea. Deci dacă ne grăbim, dacă îmi permiteți, și dacă tot se presupune că o să avem sistem de vot, nu o să avem și un soft care să facă procesul. Absolut. Este un pachet. Sunt mai multe firme, să vedem cineva reușește să ne satisfacă. Da, mulțumesc. Proiectul și-a pus un de combatere a vectorilor de boli, a insectelor transmisătoare de disconfort în Chicanești pe anul 2023. Tehnicile de dezinsecție, de detecție și de ratizare sunt necesare scopul eliminării sau prevenirea apariției unor focare de infecție, a unor epidemii, boli infecțioase, a văzătoarelor,
care sunt vectore multor boli și cât și pentru combaterea unor insecte caracterizatoare de disconfort, sânsare, mușchi, păpușe, gândace, etc., precum și împotriva unor dăunători ai plantelor. Având în vedere că a fost propunut la comunitatea primă de anul 2023, vă supunem spre aprobare proiectul de hotărâre format prezentat. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avize Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva. Se abține cineva? Proiectul a trecut. Proiectul numărul 8. Cu mențiunea că la proiectul numărul 8 votarea va fi în buletin de vot. Proiect de hotărâre privind actualizarea Comisiei pentru evaluarea și selecționarea programelor și proiectelor în vederea acordării finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Ionești, alocate pentru activități non-profit de interes local. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune reactualizarea Comisiei pentru evaluarea și selecționarea programelor și proiectelor în vederea acordării finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Ionești, alocate pentru activități non-profit de interes local, deoarece persoana responsabilă pentru relația cu mediul asociativ a fost desemnat caracter temporar în instituția primarului. Urmarea celor prezentate și ca activitatea, precum acordarea finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local pentru activități non-profit de interes local, să nu fie perturbate, este necesară să aprobă proiectul de hotărâre format prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avizie Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Numărul 3? Favorabil. Numărul 4? Favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu știu la vot, cine este pentru? Au parcă, da. Ce spune noi? Păi nu. La vot? Acces că eu de mă M-a intimitat domnul Moraz. Da, 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 da. Da, da, da. Da, da, da. Thank you.
rezultatul votului. Votul valabil exprimat de 18, dintre care pentru 18, împotrivă și abține, votul nu e de la. Mulțumesc. Proiectul a trecut. Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 100 pe 2023 privind aprobarea regulamentului privind regimul finanțelor reambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Iernești alocate pentru activități non-profit și de interes local. Republicată prin hotărârea Consiliului Local numărul 187 din 13 iulie 2021, cu modificarea și completările ulterioare. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 61 pe 2023 a fost aprobat programul anual pentru acordarea de finanțare la reamborsabile de la bugetul local al municipiului Iernești pentru activități non-profit de interes general a proiectului anului 2023. Prin prezent în proiect de hotărâre se propune modificarea și completarea regulamentului privind regimul finanțărilor reamborsabile din fondurile bugetului local al municipiului Iernești în sensul stabilirii persoanei care va asigura secretariatul Comisiei pentru evaluarea și selecționarea programelor și proiectelor, precum și a documentelor necesare acordării avansului respectiv a primei tranșe. Toate cele menționate mai sus propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentă. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avizele vă rog. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Numărul 3. Favorabil. Și numărul 4. Tot favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul a trecut. Proiectul numărul 10, domnul secretar. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de mobilitate urbană a municipiului Iernești pentru programul 2023-2030. Planul de mobilitate urbană este un instrument de planificare strategică teritorială care corelează dezvoltarea spațială a localităților din suburbii, zone metropolitane, mobilitatea și transportul persoanelor, bunurilor și a mărfurilor care au ca țintă principală îmbunătățirea accesibilității localităților și a rețelei dintre acestea, diversificarea și reutilizarea sistemabilă a mijloacelor de transport din punct de vedere social, economic și de mediu, precum și bună integrarea diferitelor moduri de mobilitate și transport. Având în vedere faptul că actualul plan de mobilitate urbană durabilă la nivelul municipiului Iernești vizată perioada 2017-2021, se impune actualizarea acesteia. Față de cele menționate mai sus, propunem spre analiză și aprobare proiectul în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Aviz de Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Numărul 3. Favorabil. Numărul 4. Favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul a trecut. Proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 343 pe 2022 privind însușirea inventarului bunurilor pe imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Iernești. Comisia specială pentru urmărirea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public și privat al municipiului Iernești s-a constituit conform criteriilor legale în domeniu. Comisia specială astfel constituită a identificat și a inventariat bunurile care au fost declarate ca bunuri aparținând unui privat de interes local al municipiului Iernești, care au fost permise la întocmirea inventarului aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 243/2022 privind inventarul bunurilor mobile care aparțin unui privat. Totodată, ca urmare a aprobării de rapoarte de evaluare pentru unele imobili pe terenuri, propunem actualizarea valorilor de inventar. Față de considerentele prezentate, a fost inițiat proiectul de hotărâre care este de dezbatere și aprobare. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Aviz de Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Mulțumesc. Înțeles că există un amendament. Da, prin amendament se propune completarea anexei la proiectul de hotărâre cu poziția 487, denumirea punctului terenului Clarilar, suprafața 6 metri de pământ, situație în legatul Mărășești numărul 14, situație juridică aparținând domeniului public al municipiului Iernești, potrivit hotărârii Consiliului Local numărul 243 pe 2022. Mulțumesc. Discuții pe marginea amendamentului. Mulțumesc. Discuții pe marginea... votăm amendamentul. Cine este pentru anul amendament? Mulțumesc.
Împotrivă? Se abține cineva? Discuții pe marginea proiectului. Nu? Atunci votăm proiectul în integralitatea lui. Cine este pentru? Mulțumesc. Se abține cineva? Împotrivă? Proiectul numărul 12, domnul secretar. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune a unor terenuri proprietatea municipiului Onești. Prin hotărârea Consiliului anterioare au fost atribuite sub forma concesiunii, proiecte de teren menționate, să prezentă proiect de hotărâre. Ținând cont de solicitările înregistrate la Primăria Municipiului Onești, se propune transmiterea dreptului de concesiune cu conform datelor de identificare menționate. Având în vedere cele menționate, spuneți spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avize, Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Da, domnul Chipoiciu, vă rog. Aș vrea să verificăm un pic la anexă, la poziția 1, poate cumva distribuare materiale, dar de ce nu e ce am văzut contractul de vânzare cumpărare din 2003 și contractul de concesiune din 2020. Ar trebui să fie invers sau să fie 2023 la dobândire. Da, verificați ulterior și... Nu știu să vă răspund așa. Bine, dar ce ar putea fi greșit? Adică contractul de concesiune este din 2020, da. Inițial, actualmente este contract de vânzare cu cumpărare 2003, da, s-ar putea să fie 2020. De asta vă zic, s-ar putea să fie 2023, în mod normal, s-ar putea să fie... Adică sigur e 2023 că ar trebui să fie cumpărare, dar de asta. Da, să verificăm dacă vreau să facem. Nu, pot să răspund? Da. Contractul de vânzare-cumpărare pe Busuioc-Camelia este din 2003. Când a expirat contractul de concesiune anterior la licitație, a venit mama dumneaei, s-a făcut contract pe mama dumneaei și solicită proprietarul, nu-i corect, data contractului. În 2020 a schimbat titularul. Da, mulțumesc. Mai sunt observații? Dacă nu sunt până la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut. Proiectul următor. Proiectul numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 10 din 13.3.2000 privind aprobarea concesionării și închirierii unor suprafețe de teren, modificările și completările ulterioare. În vederea realizării atribuțiilor hotărârii de recurs administrativ, Consiliul Local al Municipiului Onești hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea ce aparțin bunurilor, ce aparțin domeniului public sau privat de interes local. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 10/2000 a fost aprobată concesionarea unei suprafețe de teren în municipiul Onești, privatul Republicii 49. Prin actualizarea măsurătorilor, trebuie dignoarea suprafeței de teren proiectului de hotărâre. Ca urmare a celor expuse în atunci, conform prevederilor legale de lume, propun aprobarea proiectului care a prezentat. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avize, Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Mulțumesc ambelor comisiei. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Da, noi am discutat speța la comisie, proiectul acesta a mai fost odată, cred că domnul Gitaru va putea explica cel mai bine și cred că ar fi ok să le explicat și celorlalți consilieri, deci, considerați necesar. Noi am retras proiectul odată pentru că existau niște neconcordanțe în suprafața reală, dar proprietarul a fost de acord să facă cerere pentru ocuparea domeniului public, pentru suprafața pe care o ocupă, practic. Nu se diminuează în fapt pentru proprietar suprafață, aceea suprafață, dar în contractul de concesiune se diminuează, iar diferența este luată prin contract de ocupare a domeniului public. Terasa, am să-i explic eu un pic mai bine, terasa din fața spațiului nu poate fi concesionată pentru că e domeniul public, poate fi doar închiriată. Iar pentru suprafața terasei a făcut solicitare de ocupare loc public. Da, mulțumesc. Mai sunt observații? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru?
Mulțumesc. Împotrivă, se abține cineva? Proiectul a trecut. Proiectul numărul 40, domnul secretar. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 6/2021 privind aprobarea concesionării și închirierii unor suprafețe de teren cu modificările și completările feriale. În vederea realizării a tuturor concluziilor de codul administrativ, Consiliul Local al Municipiului hotărăște darea de administrare, concesionare sau închiriere și aparțin domeniului public sau privat de interes local. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 6/2021 a fost aprobată concesionarea de suprafețe de teren, strada Cașinului numărul 2. Prin actualizarea măsurășorilor cadastrale se impune difinuarea suprafeței de teren concesionare. Ca urmare a celor expuse, conform prevederilor legale în domeniu, propunem pe aprobare proiectul în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avize, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Nu sunt discuții. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul a trecut. Proiectul numărul 15. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea 10 domeniul public și privat din administrarea Consiliului Local au majoritate fixe, nefuncționale, casarea și valorificarea acestora. 10 domeniul public și privat de stat solicită predarea unor mijloace fixe ce se află în administrarea lor conform protocolului de predare finire. Mijloace fixe ce se doresc a fi predate în administrarea Consiliului Local nu mai corespund din punct de vedere tehnic, având un dar mare de uzură, iar reparația lor ar presupune costuri prea mari. În vederea de măririi procedurii de valorificare a acestor mijloace fixe, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se propune preluarea acestora în administrarea Consiliului Local, casarea și valorificarea acestora. Față de cele prezentate, se supune spre analiză și aprobare proiectul în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avize, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Și aici favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supun la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul a trecut. Proiectul numărul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin procedura de licitație publică câștigată de mijloc fix nefuncțional cazan Aur. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune vânzarea prin procedura licitației publice cu strigare a unui mijloc fix nefuncțional cazan Aur ce aparține domeniului privat al municipiului Onești. Stabilirea prețului de vânzare a fost întocmit raportul de evaluare, întocmit de către un evaluator autorizat la nevar. Comisia de licitație va fi numită prin discuția primarului municipiului Onești. Procedura și condițiile de participare, documente necesare pentru planificare, ce trebuie să fie depuse de către ofertanți, cât și clauzele contractuale, sunt prevăzute în documentația de atribuire anexă la proiectul de hotărâre supus spre dezbatere. Suma rezultată din valorificarea acestui fond se face venit la bugetul local. Față de cele prezentate în sus, supunem spre analiză și aprobare proiectul în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Aviz de comisia numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia numărul 4. Favorabil. Mulțumesc. Discuție pe marginea proiectului. Nu supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul a trecut. Proiectul numărul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului asupra gestionării, asupra situației gestionării domnului din patrimoniul municipiului Onești și a anexelor de subautoritate a municipiului Onești până în 2022. Având în vedere prevederile legale, unitățile patrimoniale, obligația de efectuare anuală inventarierea generală a elementelor, donatorilor activelor, datoriilor și capitalelor proprii deținute la începutul activității, cel puțin la data acestei creșteri financiare. Pentru aceste motive, supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre a fost prezentat. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avize, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Numărul 4. Favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Da, domnul consilier. O întrebare. Văd aici un credit de la 4.684. Bănuiesc că este creditul aferent centralelor de la termen. Sau mai ieși altă componentă? Nu, acela este. Deci este singurul credit pe care. Mulțumesc. Mai sunt o sumă? Da. Estimăm noi să... Că stăm bine. Stăm bine că am ajutat mult în avans.
am în vedere la finalul anului, sper cel puțin 2 milioane, dacă nu pot să ia echipă. Eu cred că îmi doresc ca la sfârșitul acestui an să scăpăm diferite, dacă nu cu siguranță în prima parte a anului viitor vom ajunge pe seara. La terminarea mandatului vom fi o primărie fără încăzătorie. Nou primar sau actual primar va prelua fără încăzătorie. Am mai avut noi dată fără datorie. Am avut sau fără datorie. Am avut datorie sau fără datorie. Da, mulțumesc. Am luat operații fără datorie. Fără datorie. Mulțumesc. Să pun la vot cine este pentru. Mulțumesc. Împotriva se abține cineva. Proiectul a trecut, proiectul numărul 18. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea unor unități de învățământ în administrarea Consiliului Local a unor administrații fixe, trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ameș, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării. Având în vedere adresele înaintate de școala gimnazială Sfântul Ștefan cel Mare și de Colegiul Național Grigore Moisil, privind propunerea de casare a unor administrații fixe, bunuri aflate în sediul celor două instituții de învățământ menționate, precum și procesul verbal de constatare a Comisiei de Casare a bunurilor din patrimoniul municipiului Ameș, supunem spre aprobare și aprobare cu prezentul proiectului de hotărâre. Mulțumesc! Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avize Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Mulțumesc! Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc! Împotrivă se abține cineva? Proiectul a trecut. Proiectul numărul 19. Analiza raportului de follow-up numărul CCDC pe 2023, încheiat în urma acțiunii de control cu tema verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia numărul 11 pe 2020 de către Camera de Conturi al Județului Bacău, efectuată în perioada 26-24-2023 la unitatea administrativă federală a municipiului Ionești. Aici este doar pe titlul de prezentare, v-a fost analizat pe mail, dacă aveți observații, propuneri sau alte asemenea, vă rog. Propuneri și observații se pot face și ulterior, nu? Sigur. Nu mai ce face. E cum se poate face, dacă a fost curtea de conturi, a venit, a făcut controlul. Din partea Consiliului Local, dacă sunt propuneri pentru recuperarea sumelor sau pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi. Numai ca urmare a prezentării Consiliului Local, eu sunt obligat să înaintez Curții de Conturi, că a fost supus dezbaterii și analizii dumneavoastră. Suntem de acord. Mulțumim, domnul secretar. Punctul 20, interes local, îl mutăm la final. Proiectul numărul 21. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulate de Asociația Help Animals from Ameși, împotriva hotărârii Consiliului Local numărul 62/2023 pentru modificarea articolului 41 din hotărârea Consiliului Local numărul 35/2019 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de gestionare a plinilor fără stăpân din municipiul Ameși cu modificările și constatările ulterioare. În vedere faptul că întreprinderea publică, SC domeniul public și privat Ameși este pare că autoritatea țelară Consiliul Local al Municipiului Ameș, respectiv adunarea generală a societății, constituită din totalitatea membrilor Consiliului Local, iar prin adresa instituției prefectului Vesel Bacău s-a evidențiat necesitatea actualizării regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de gestionare a plinilor fără stăpân, în măsura în care aceasta nu cuprinde toate prevederile privind aprobarea programului de gestionare a plinilor fără stăpân, apreciez că proiectul de hotărâre pentru soluționarea plângerii prealabile, formulată de Asociația Help Animals from Ameși, împotriva hotărârii Consiliului Local, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Aviz Comisia numărul 4. Favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Eu, dacă îmi permiteți. Vă rog, vă rog. Nu vreau decât să mulțumesc Asociației Help Animals pentru că a promovat această plângere prealabilă. Această plângere prealabilă nu și are sensul la momentul ăsta. Săptămâna asta am avut discuții destul de avansate cu Red Dogs, o asociație din Germania. Urmează să semnăm un protocol între ei. Eu, care reprezentant a primăriei DPP și
asociația respectivă care se angajează să ne ajute cu adopțiile de câini astfel încât să nu se atingă numărul maxim de animale. Până la momentul ăsta n-a fost eutanasiat niciun câine, nici nu intenționăm să ajungem, mai ales că am găsit soluția cu sprijinul acestor oameni cu suflet mare care au sterilizat aproape 500 de patrupede în perioada anterioară, 16-19 martie. Am convenit de comun acord să încheiem acest protocol, să ne susțină, să angajează, să ne ajute cu adopțiile. Mai mult, în perioada următoare vom propune, voi veni în fața dumneavoastră pentru o asociere, pentru înființarea unui nou adăpost pe care noi vom pune la dispoziție un teren în acest parteneriat. Ei se vor ocupa de tot ce înseamnă construire și întreținerea adăpostului, astfel încât să nu ajungem la o eutanasiere. Păi și acum de ce să nu fim de acord cu plângerea? Adică eu nu înțeleg de ce am făcut HCL-ul acesta. Deci pentru că dacă vom ajunge, suntem nevoiți să și eutanasiem. Dar noi am găsit soluții față de dumneavoastră care doar aplaudați de pe margine și vă dați ochii peste cap. Noi am căutat și am găsit soluții să nu se ajungă la eutanasiere. Putea să veniți cu o propunere cu un ONG care se implice cu doi câini adoptați. V-aș ruga să fiți decent în exprimare. Sunt foarte decent și mi-asum. Cum vorbesc? Da. Vorbesc în fața oneștenilor și mi-asum orice cuvânt îl rostesc. Da, eu nu o să... Foarte decent. Mulțumesc. Până să criticați și să stați pe margine, numai să criticați, puteți să găsiți și soluții. Noi cred că nu vă cunoașteți atribuțiile. Noi, spre deosebire de dumneavoastră, am găsit soluții. Noi, împreună cu... Sunteți plătiți să faceți treaba. Și dumneavoastră sunteți plătite și doar aplaudați. Uitați-vă în codul administrativ. Da, mulțumesc, v-aș ruga. Zic că anul imediat vă dau cuvânt. Deci aș dori ca luările la cuvânt să fie cu acceptul președintelui de ședință. Așa este civilizat și așa este normal. Vă rog, domnul Zahar. Știu că a mai fost discuția asta așa cu un an, am mai venit o asociație tot pe această temă. Nu știu ce s-a finalizat ca și discuții cu ei, tot așa ca să ia lucrurile sau să sprijine activitatea DPP-ului. Faptul că noi ridicăm un punct de vedere nu cred că este neapărat un atac la adresa dumneavoastră, ci un punct de vedere. Un punct de vedere, o idee. N-ai voie. Dar faptul că noi nu avem dreptul să spunem ceva aici, nu cred că este... Da, aveți dreptul să spuneți. Eu am spus doar că ar fi ideal să și faceți ceva, nu doar să spuneți. Facem ca ce anume să facem. Desemna contracte administrație, desemnează colaborările administrație, desemnează achizițiile administrație, desemnează noi. Noi putem veni cu propuneri, noi legiferăm ceea ce proiecte le scoateți dumneavoastră în ședințe și cred că facem ceea ce trebuie să facem. Probabil ar trebui să facem mai mult, corect. Dar ceea ce facem noi, eu zic că facem ok. Da. Referitor la plângerea prealabilă, este un proiect de hotărâre care a fost aprobat în Consiliul Local, a fost asumat. Instanța va spune, asta e un pas premergător, asociația știe că trebuie să urmeze niște pași, cu sau fără. Ei vor merge în instanță și un judecător va spune dacă hotărârea e corectă sau nu. Ok. Dar atât timp cât hotărârea a trecut, este corectă. Nu văd de ce să le aprobăm acum, după ce să le aprobăm anularea acestei hotărâri, odată ce a fost aprobată în Consiliul Local. Și a fost o măsură bună din punctul meu de vedere, că odată ce am luat această decizie, au fost și-au îndreptat ochii cei care pot să ne ajute în adopții, și se văd rezultatele. N-am fost nevoit să adoptăm, a fost record de adopții după ce s-a dat această hotărâre. Trebuia să luăm, și mi-asum acest lucru, trebuia să luăm și măsura eutanasierii dacă se impunea. Pentru că nu vrem să vedem oameni morți, nu vrem să vedem copii mâncați de câini. Dacă găsim soluții, facem tot ce e omenește posibil să nu se ajungă la eutanasiere, am și găsit soluții, să nu se ajungă la eutanasiere, dar punem în balanță. Ce punem? Viața unui om sau viața unui câine? Dacă se ajunge la situația de a eutanasia, cum e eutanasia? Eu sper să nu se ajungă și îmi doresc să nu se ajungă. Dar dacă se impune, asta este, Dumnezeu să ne ierte, ce punem în balanță? Mai important e un copil sau un câine? Mulțumesc! Da.
Mulțumesc, doamnă primar. Domnul președinte, vă rog frumos să-mi permiteți și mie. Vă rog. Nu am ridicat decât o singură problemă a logicii. Adică dumneavoastră spuneți că am făcut proiectul cu eutanasierea, dar n-a fost nevoie de el. Păi și atunci unde mai e oportunitatea acestuia? În momentul în care nu se reușește, îmi dați voie să... Vă rog, vă rog. Proiectul este valabil în momentul în care nu se mai ajunge, nu se mai dovedește cu adopțiile și câinii sunt în număr extraordinar de mare și pun viața în pericol a oamenilor. Iar noi nu putem să-i băgăm în adăpost, când închide adăpostul, dacă depășim cele 6 de locuri cu un loc, ni se închide adăpostul și nu mai putem lua nici măcar un câine atunci de pe stradă. Atunci făceam proiectul cu eutanasierea. Suntem deci la... încercam să facem colaborare. Eram la 595 de capete în adăpost și cu câini mulți pe stradă. Noi nu mai puteam băga în adăpost la momentul în care s-a dat acea hotărâre, pentru că aveam adăpostul era la capacitate aproape maximă, pentru că noi eram cu câini pe stradă din cauza că nu aveam unde să-i băgăm. Orice câine peste 600 ne închide adăpostul, DSB-ul ne închide adăpostul. Și am dat hotărârea respectivă la momentul ăla, n-am fost inițiator, dar nu înseamnă că nu mi-asum acea hotărâre, pentru că nu aveam unde să băgăm câinii, zecile de câini de pe stradă. În momentul în care am dat hotărârea, asociațiile, oamenii cu suflet s-au mobilizat și ne-au ajutat să facem adopții multe față de ce se întâmpla până atunci. Au conștientizat că există riscul chiar în momentul în care noi am dat hotărâre, au înțeles că vom ajunge la eutanasiere. Când au văzut că chiar am luat hotărârea asta, s-au mobilizat și ne-au ajutat cu adopțiile. Faptul că ne-au ajutat cu adopțiile și mulțumesc acestor oameni cu suflet mare din aceste trei doamne, patru doamne, domnișoare din Germania care au venit în adăpost și s-au implicat și au venit cu bani, cu medici, ne-au ajutat să nu ajungem la eutanasiere. Hotărârea asta în picioare, atât timp cât vom avea susținerea și vor fi adopții, nu se va ajunge la eutanasiere. Când nu se va mai putea, că zilnic, cel puțin în ultima perioadă, după cazurile din cazul din capitală, au apărut foarte, foarte mulți câini aduși la Onești, lăsați cu mașini, sub diferite forme. Eram în situația în care ori lăsam o junglă, ori transformam orașul într-o junglă urbană și câinii făceau legea, ori ajungeam la eutanasiere. Dacă asta e soluția, eu mi-o asum. Mi-aș dori să nu se ajungă la asta. Facem tot posibil. Încă o dată, repet, să nu se ajungă la asta. Dar dacă va fi nevoie, asta este. Mulțumesc. Da, mulțumesc, domnul primar. Vă rog, domnul primar. Aș vrea să fac o precizare. Plângerea prealabilă nu se referă la oportunitatea hotărârii Consiliului Local, ci cred la legalitate. Din punctul meu de vedere, nu am participat la acea ședință, chestiz la punctul de vedere al colegilor care au semnat. Hotărârea este legală, este text de lege care permite eutanasierea în anumite condiții. Hotărârea Consiliului Local respectă prevederile legale, stabilește doar o procedură de lucru. Primează în interior instituția prefectului sau eventual instanța respectată să se pronunțe dacă este legal sau nu. Mai mult, legea nu dă, dacă serviciul era direct în subordinea primăriei, ca și serviciul în cadrul primăriei, nu mai era nevoie de acea hotărâre de Consiliu. Primarul emitea dispoziția, am putea zicea pe o persoană din cadrul adăpostului să... A fost doar o formalitate în care Consiliul Local mi-a spus mie pe cine pot să-mi puternicesc. Doar formalitate. Legea există. Deci nu există acel OUG 155, poate nu, sau... Da. În care spune clar cum e procedura de eutanasiere. Nu s-a făcut nimic prin hotărârea, de fapt, încă dată spun, doar mi-a spus mie pe cine trebuie să-mi puternicesc. Ce să zic, domnule primar, că a spus mulțumit, felicitări. Da. Asta-i trendul. Mulțumesc frumos. Mai sunt observații? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Pentru respingere. Mulțumesc. Împotriva? 4, 5. Împotriva. Se abține cineva? Mulțumesc. 12, majoritate. 12, nu, 13, 13, da, nu, 13, proiectul numărul 23, 22, pardon, scuze, 22,
Da, proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale, financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență pe anul 2023 în municipiul Onești. Planul anual de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență reprezintă documentul care cuprinde riscurile potențiale identificate la nivelul municipiului Onești, măsurile, acțiune și resursele pentru management al riscurilor respective. Acest plan anual se elaborează în scopul planificării măsurilor specifice pentru reducerea riscului asupra sănătății populației, calității factorilor de mediu și integralității bunurilor materiale în caz de evenimente deosebite. Ținând seama de necesitatea întocmirii și aprobării acestui document, supuneți spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avize, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Numărul 4. Favorabil. Mulțumesc. Discuție pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt, supun la vot cine este pentru. Împotriva. Se abține cineva. Proiectul a trecut. Proiectul numărul 23. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului legal de uz și servituri asupra unor suprafețe de teren aparținând municipiului Onești. Prin adresele înaintate de către cel de-al gaz grid, se cerește acordarea dreptului de uz și servituri asupra unor suprafețe de teren aparținând municipiului Onești, cu întreaga durată de existență a construcțiilor energetice, în vederea realizării de construcții specifice în municipiul Onești, creșterea drepturilor menționate anterior asupra proprietății spațiului, comunităților administrative teritoriale afectate, de capacitățile energetice se va realiza cu titlu gratuit pe durata existenței acestora. Față de cele prezentate, în loc să analizați, să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Da, mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avize, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut. Proiectul numărul 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea privindarea administrare către Spitalul Municipal Sfântul Dr. Luca Onești a unor bunuri imobile, construcții situate în proiectul Municipal Onești și a unor echipamente medicale. În vederea desfășurării activității specifice, în condiții optime, a Spitalului Municipal Sfântul Dr. Luca Onești, propunem darea în administrare a două imobile construcții, respectiv cabinet de expertiză medicală și container pentru instalare echipamente remene. Totodată, cu ocazia finalizării contractelor de finanțare echipamentelor medicale, propunem darea în administrare spitalului municipal a trei echipamente medicale achiziționate și descrise în anexa numărul 2 la proiectul de hotărâre, în vederea gestionării eficiente acestora, conform prevederilor legale menționate. Pentru aceste motive, vă supuneți spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre format prezentat. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avize, vă rog, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt, supun la vot cine este pentru. Mulțumesc. Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut. Proiectul numărul 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu liber pe vederea municipiului Onești pentru funcționarea unor asociații de proprietari. În vederea realizării atribuțiilor conferite de prevederile legale, Consiliul Local al Municipiului Onești hotărăște darea în administrare, concesionare sau închirierea bunurilor și aparțin domeniului public sau privat de interes local, ca urmare a celor expuse mai sus și ca urmare a solicitărilor depuse de președintele Asociației de Proprietari, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre cu privire la închirierea prin licitație publică a unui spațiu liber situat în imobilul Victor Badeș, numărul 1, etajul 1, proprietarul municipiului Onești, pentru funcționarea unor asociații de proprietari. Față de cele prezentate, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avize, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt, supun la vot cine este pentru. Mulțumesc. Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. Proiectul a trecut. Proiectul numărul 26, domnul secretar.
Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului împreună pentru fete absorbate gratuite fetelor vulnerabile din școli. Produsele pentru igienă menstruală gratuite se vor distribui prin plasarea de dispensere în toalete pentru fete din unitățile de învățământ desemnate, iar atelierele de educare, educație pentru sănătate și adolescență se vor desfășura în sălile de clasă, aer liber, ulterior, fiind distribuite și materiale informative. Beneficiarele vor fi proiecte de regulă care prezentează unitățile de învățământ desemnate și care vor beneficia de atelierele și materialele informative, precum și de produsele de igienă menstruală. Ținând cont de experiența altor state, cea mai bună variantă de distribuție a produselor, care este reprezentată de deplasarea dispenserelor în toaletele din școli și licee publice. Ținând cont de cele prezentate, spunem că analiză și dezbatere posibilă fac proiectul de hotărâre în forma inițiată. Mulțumesc. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avize, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil și la comisia. Convențiune din partea mea, inițiatorul acestui proiect de hotărâre este cu domnul consilier Cimboieșu Gheorghe. Vă rog, domnul. Dacă îmi permiteți, domnul președinte, aș vrea să vă rog să o lăsați pe colega Ștefana Popescu, care este coordonatarea județeană a proiectului să vă prezinte. Cu cea mai mare plăcere. Mulțumesc. Bună ziua, stimate domnule primar, stimați consilieri locali, mă bucur că astăzi sunt în fața dumneavoastră și voi susține acest proiect împreună pentru fete. În România, menstruația și absorbantele fac încă parte din subiectele tabu. Ele sunt necesare în viața unei fete, iar accesul acestora ar trebui să fie gratuit, pentru că nu este o dorință personală, ci o necesitate feminină. Practica de a avea absorbante gratuite a apărut deja în câteva țări din Europa. Proiectul a fost făcut în urma unor consultări cu ONG-uri de profil. În țară, proiectul se desfășoară în județe precum Constanța, Sibiu, București. Iar în Onești, în momentul de față, proiectul pilot se desfășoară la Colegiul Tehnic Gheorghe Asache și la școala numărul 2 George Călinescu. Ca mamă de fată, îmi doresc ca fiica mea să crească într-un mediu în care absorbantele să nu fie un subiect delicat. Sper că sunteți și dumneavoastră părinți de fete sau de băieți și vă doriți ca acest subiect delicat să nu fie o rușine sau o situație nenaturală. Până la urmă e o situație biologică și nu avem ce să facem. Prin urmare, vă rog să susțineți acest proiect, pentru că consider că ar trebui implementat pentru mai multe școli și licee, atât din oraș, chiar și din județ. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, și eu mă aliniez. Da, vă rog, scuzați, domnule. Pură curiozitate, acest proiect a fost pus pe menzii mai multe ori de pe raza județului Bacău. Fiind coordonator județean, din câte a spus colegul meu, sau este primul? Este primul pus pe ordinea de zi, dar mai sunt implementate ca și programe pilot. Sau urmează să fie implementate ca și programe pilot și ne dorim ca începând de aici să fim un exemplu și pentru celelalte localități. Sunt locuitor al orașului și atunci am spus să fiu. Mulțumesc, dar știu să menționez că în multe orașe, reședințe de județ, București, s-a implementat acest proiect. Nu am descoperit noi apa caldă, dar e bine că suntem inițiatori cu ajutorul domnului consilier și a doamnei consilier județean. Mulțumesc frumos, mai sunt discuții. Dacă nu, supun la vot cine este pentru. Mulțumesc, împotrivă, se abține cineva. Proiectul a trecut. Proiectul numărul 27. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei numărul 2 a hotărârii Consiliului Local numărul 27/2022. Urmarea verificărilor încărcate pe platforma electronică a Ministerului Dezvoltării, Lucrurilor Publice și Administrației, în vederea semnării contractului de finanțare cu Ministerul Dezvoltării, pentru obiectivul de investiții, modernizarea calea Bucurului de 11, drum de categoria G, municipiul Mitre de Mai Cole, sănțuzarea îndreptarea erorii materiale, reglementată la data de referință, reglementată de data de referință a cursului euro, din data de 27.07.2021, la 25.07.2022.
cele prezentate, vă rog să analizați, să aprobați proiectul de hotărâre de promovare. Mulțumesc, raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Aviz, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Mulțumesc, discuție pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt, supun la vot cine este pentru. Mulțumesc, împotrivă, se abține cineva. Proiectul a trecut, vă mulțumesc, domnul secretar, proiectul 28. Proiectul de hotărâre privind atestarea acțiunilor la rămâne privată a Cipriotești a unui mobil constituit din teren situat în extravilan municipiului Mești. Imanul ce face proiectul propunerii de preluare în proprietatea privată a municipiului Mești este situat în extravilan al localității, identificat prin plan de amplasare și delimitare. Acest imobil a fost inventariat, delimitat și măsurat ca urmare a cerului depuse de o persoană juridică având ca scop acceptul ocupării terenului în suprafață de 1160 m² cu data execuției investiției, construire pot nou de beton, din beton armat. Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avize, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Numărul 4. Favorabil. Mulțumesc, discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu, supun la vot cine este pentru. Mulțumesc. Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. Da? Ultimul punct, proiecte de interes local. Mă rog. Da, doamna consilier. Am două chestiuni de pus în discuție. Prima este legată de notificările care au fost trimise. Îmi pare rău că nu este nimeni de la Direcția Economică în sală. Au fost comunicate notificări persoanelor fizice autorizate și persoanelor juridice legate de plata taxei de salubrizare. E o problemă mare pentru că această taxă nu a fost percepută până la momentul la care Curtea de Conturi nu a venit în control în anul acesta, în luna, la începutul lunii martie. De la momentul la care Curtea de Conturi a venit în control, s-au emis aceste notificări și s-a pus în vedere persoanelor fizice autorizate și persoanelor juridice să plătească cu titlu retroactiv și penalități de întârziere la taxa de salubrizare. Lucru pe care nu îl cred normal. Eu am înțeles că Curtea de Conturi a apreciat că în mod greșit primăria municipiului Onești nu a perceput această taxă din 2019 până la acest moment. Dar eu nu pot la acest moment, dacă am făcut o greșeală, să cer oamenilor să plătească retroactiv și să mai pun și penalități de întârziere. Deci v-aș ruga frumos ca în discuțiile pe care urmează să le aveți cu Direcția Economico-Financiară, cu reprezentanții acestei direcții, să vedeți dacă se găsește o variantă pentru a evita notificările în acest sens. Atâta timp cât contribuabilii nu au cunoscut de faptul că această taxă trebuie achitată și în momentul în care au venit și au achitat celelalte taxe și impozite locale, nu le-a zis nimeni că ei trebuie să plătească taxă de salubrizare pe activitățile desfășurate. Nu mi se pare normal ca la acest moment, după atâția ani de zile, să le solicităm cu titlu retroactiv și să le mai solicităm și penalități de întârziere. Ne ajutați cum... Nu știu dacă cunoaște, dacă are cunoștință de această chestiune. Eu am notificări primite de la multe persoane, traducători autorizați, experți din Onești, care au primit, își desfășoară activitatea acasă. De fapt, asta este situația. Sunt persoane care au sediu social pe activitățile pe care le desfășoară acasă. În 2019, în urma modificării regulamentului pentru perceperea taxei de salubrizare, s-a modificat noțiunea de a beneficia și am făcut un artificiu, mi-aduc eu aminte la acel moment, în așa fel încât cei care au sediu social acasă să nu plătească această taxă de salubrizare. La momentul de față, Curtea de Conturi a venit și a spus că nu e ok ce s-a întâmplat în 2019, că trebuia perceput această taxă de salubrizare. Iar acum ce face primăria? Bun, dacă dumneavoastră în 2019 ați dat o hotărâre de Consiliul Local greșită... Nu e greșită hotărârea de Consiliul Local. Noi trebuie să o îndreptăm? Dacă Curtea de Conturi a apreciat că hotărârea care... Dumneavoastră a spus că vă dumneavoastră... Lăsați-mă să termin, v-am ascultat. Lăsați-mă să termin. Da. Dumneavoastră a spus acum că în 2019 a dat o hotărâre pe care Curtea de Conturi acum apreciază că nu e corectă.
Da, primăria ar trebui să judece cu curtea de conturi, dar nu poate să emită pretenții către cetățeni în condițiile în care nu a solicitat plata acestei taxe. Bun, atunci trebuie să îndreptezi spre consilierii care au votat greșit la vremea respectivă. Nu s-a votat greșit, dar se înțelege, domnul primar. Uitați-vă pe situație, consultați-vă cu Direcția Economico-Financiară. Eu știu că dumneavoastră dețineți adevărul absolut de fiecare dată, dar v-aș sfătui să vă consultați cu cei de la Direcția Economico-Financiară și să vedeți cum găsim o variantă la acest moment, în așa fel încât primăria să nu aibă de suportat pe viitor, pentru că, din punctul meu de vedere, toate persoanele care au primit astfel de notificări și care vor primi probabil și decizii de impunere, le vor contesta în instanță și eu cred că vor câștiga. Adică vom evita un număr mare de litigii, din punctul meu de vedere, și vom găsi și o colaborare civilizată și elegantă cu contribuabil. Adică mie așa mi se pare normal. Bun, nu este mai corect să dăm în judecată pe cei care au greșit în 2019? Deci stabiliți dumneavoastră cine a greșit în 2019. Păi dăm în judecată pe cine a greșit. Dacă dumneavoastră puteți să stabiliți, și cred că puteți să stabiliți, că știu că puteți să stabiliți, da? Dați o dispoziție așa și spuneți că am stabilit că a greșit X sau Y. Știți foarte bine. Dumneavoastră a spus cu gura dumneavoastră că ați greșit în 2019. Cu asta ați început. Eu am vrut să vă aduc la cunoștință o situație care nu face bine unității administrative teritoriale. Dumneavoastră mă interpretați. Punctul dumneavoastră ca jurist care ar fi? Bun, eu nu știu, nu mi-aduc aminte să fie o astfel de hotărâre prin care să fie anulată, dar o să vedem. Nu e anulată. Nu anulată, să fie modificare regulamentului, astfel de persoanele care au sedii. Eu știu că dintotdeauna administratorii au plătit acea taxă pentru persoane, dacă au declarat sau nu au declarat. Ba, din punctul meu de vedere, atâta vreme cât este o hotărâre a Consiliului Local, care stă în picioare și care nu este atacat în contencios, ea este corectă. Nu cunosc și n-am fost... N-am participat nicio discuție vis-a-vis de curtea de conturi. Acum aud pentru prima oară. O să mă consult și cu domnul director executiv al Direcției Economice să vedem care este și ce s-a făcut. Acum dumnealui este responsabil în partea de recuperarea prejudicii, așa de sfără prejudicii. Chestiunea în discuție, îmi cer scuze că întrerup, este faptul că la momentul de față, din punctul meu de vedere, nu este legal ca primăria să solicite aceste sume cu titlu retroactiv și să mai perceapă și solicite perceperea de penalități de întârziere. Trebuie văzută hotărârea de atunci. E greu să-mi dau un punct de vedere acum, că nu mi-aduc aminte din 2019 ce hotărâre. Dar din ce știu eu, nu. Nici eu nu cred ca Curtea de Conturi să dea o măsură. Și atunci care ar fi atât de încât hotărârea este în picioare. Nu știu cum sună hotărârea de Consiliu. Eu știu. N-am văzut raportul Curții de Conturi. Nu mai puțin, exact, deci Curtea de Conturi se află în control, nu a încheiat niciun raport. Raportul va fi finalizat probabil la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie. Probabil au fost doar niște discuții, dar la momentul ăsta Curtea n-a stabilit nicio măsură, nici nu poate să stabilească până nu finalizează controlul. Și stabilește consul și decizia. Eu mai am o bănuială. Direcția Economică a solicitat de la Registrul Comerțului toate persoanele nedeclarate, care ar trebui să plătească și nu au plătit. Posibil în urma acestei solicitări de la Camera de Comerț să fie identificat aceste persoane care nu s-au declarat. Ele ar fi trebuit să declare. Nu știu dacă e așa, dar știu că s-a solicitat o situație. Persoanele cu care eu am stat de vorbă și care mi-au adus la cunoștință această chestie. Unii au venit, au stat de vorbă, nu știu cu ce funcționari, unde s-au dus și au întrebat și li s-a spus că în urma controlului Curții de Conturi s-a întâmplat acest lucru. Poate Curtea de Conturi a identificat că nu plăteau. Erau anumite persoane care ar fi trebuit să plătească și nu plăteau și nu se declaraseră. Da, mulțumesc. Urmează să... O să analizeze clar, este anormal să le se spună... Îmi mai permiteți, acum, în vedere personal, Curtea de Conturi nu poate să intervină asupra hotărârii Consiliului Local. Oportunitatea stabilirii impozitului și taxelor este strictă a Consiliului Local. Nu intervine asupra HCL-ului, intervine în momentul în care constată că primăria nu a colectat niște sume și stabilește că trebuie colectat. Asta înseamnă că prin hotărârea respectivă era prevăzut că trebuia să se colecteze și nu s-au colectat. Nu s-au declarat, poate, pe acele persoane și le-au identificat în urma acelei. Deci în zona asta m-am dus că a apreciat că există o culpă a OAT-ului care nu a colectat taxele și de la persoanele respective. Nu. E posibil că acele persoane să nu se fie declarat. Și acum, prin această
acțiune prin care a solicitat toate persoanele care au trebuit de la Camera de Comerț să fi descoperit că nu s-au declarat. Și normal să le recupereze dacă nu s-au declarat. Da, mulțumesc. În momentul în care au aflat. Dacă îmi permite. Vă rog, domnule. Cred că ar trebui să facem o discuție. Cred că îl sun și îl chem pe domnul director economic să ne scoate. Noi vorbim așa la nesfârșit, aici să ne scoată din ceață. Dacă poate veni, cel mai bine. Vreau să spun că, indiferent, cred că ar trebui să facem o distinție între persoanele juridice sau persoanele fizice autorizate care au avut activitate și care e normal să plătească și cele care nu au avut activitate și nu ar trebui să le intre. Perfect. Nu? Nu așa este. Și adică notificări... Acolo unde există activitate, e normal să se plătească, asta e, deci sunt niște bani care se câștigă, dar acolo unde nu există activitate... Deci la mine EIU a fost dat pe zero, 2 ani de zile, cât a fost pandemia. Am primit notificare că trebuie să achizi. Corect, în acea situație sunt și eu. Care nu am avut niciun fel de activitate. Nu am nicio activitate și trebuie să plătesc. Și nu există de fapt situația, pentru că sunt... Asta înseamnă că trebuie corectată hotărârea Consiliului Local. Și cum știm foarte bine, potrivit codului fiscal, pe parcursul unui fiscal, nu poate fi, nu se poate, cu date de 1 ale 2024, când vom veni cu impozitele și taxele, corectați în așa fel încât să fie echipat. Eu am corespondență purtată la nivelul anului 2019 cu Primăria Municipiului Onești pe situații similare, în care reprezentanții ai Direcției Economico-Financiară mi-au spus foarte clar că nu beneficiez în sensul legii fiscale de servicii de salubrizare și am fost scutit, adică societățile pe care le-am reprezentat au fost scutite de plata taxei de salubrizare. Pe situații similare. Lucru care cred că ar trebui să se întâmple și acum, adică mi se pare totuși nedrept să ajungem în situația în care să plătească persoane care nu beneficiază în sensul legii fiscale. Repet, dumneavoastră sunteți cei care hotărâți cine și cum va plăti. Oricât am aruncat acum spre directorul economic sau spre alt coleg sau spre alt funcționar din primărie, există o hotărâre de Consiliul Local. O amendat și o aprobat în majoritatea dumneavoastră, așa cum ponderați că este corect. Nu, are legătură cu modul în care interpretăm verbul a beneficia. Da? Pentru că eu știu că vă aduceți aminte că am avut nenumărate discuții 2019-2020 pe chestiunea asta. Au fost mai multe discuții și întotdeauna a existat o rezervă în a interpreta verbul a beneficia chiar în sensul codului fiscal. Adică ne-am dus într-o altă zonă în care am vrut să aducem un ban în plus la bugetul local din aceste taxe. Eu asta spun, că ar trebui să fim, cum să zic, corecți cu contribuabilii și să nu încercăm să luăm pielea de pe om. Da, vă că avem și eu corect. Domnul președinte, dacă îmi trebuie, vă rog să credeți să mă retrag, am mi-aș fost în altă parte și nu mai trebuie în urmă. Mulțumesc. În două cuvinte schimbate, exact ce spuneam eu. Persoanele respective trebuiau să plătească. Adică să ne lucrurește, n-ai, am nici poveste de curtea de conturi, nu are treabă curtea de conturi. Eu am spus ce am auzit de la persoane, dar nu am spus domnul director, mai bine. Noi am pus în aplicare regulamentul aprobat de dumneavoastră în 2019. Aveți microfon? Veniți, vă rog, pe stau. Încă domnul... Se înregistrează, se filmează, se vă audă toți cetățenii. Nu astea să te stau pe spășică. Nu cred. E adevărat. Mai aproape de microfon. Nu mai am fi haideți, veniți mai coace un pic. Deci, am pus în aplicare regulamentul aprobat de dumneavoastră în 2019. Am identificat acele persoane care, tot conform acelui regulament, trebuiau să se declare și nu au făcut-o. Informațiile le-am obținut de la Oficiul Registrului Comerțului. În speță, e vorba de persoane care în totalitate au cod fiscal și practic sunt prevăzute la regulament ca fiind impozabile și cam asta e povestea. Plăticare de taxe. Adică ați stabilit că beneficiază de servicii de salubrizare și că trebuie să achite. Nu. M-ați întrebat altceva. Am pus în aplicare regulamentul pe care dumneavoastră l-ați aprobat. Povestea cu beneficiatul nu cred că are legătură cu... Da, bine. Eu hai să vă mai pun o întrebare, că dacă tot ați venit, poate lămurim și lucrul ăsta. Regulamentul e aprobat în 2019. De ce venim după 4 ani de zile și facem notificări și decizii de impunere? Adică ne-a luat 4 ani de zile să aflăm
Dar găsim împreună răspunsul la următoarea întrebare. De ce toți cei care au avut obligația de a se declara conform acelui regulament pe care îl menționăm, nu au făcut-o? Dacă dar nu să se știe oamenii, știu. Păi, și atunci de ce mai aprobăm niște documente, niște dispoziții pe care trebuie să... Doamna consilier, sunteți avocat. Necunoașterea legii nu te absolvă de vină. Necunoașterea legii penale. Necunoașterea legii, în general, nu te absolvă de vină. N-avem de unde să știm cu toții... Îmi permite, domnul președinte? Da, eu mă simt aici ca pe terenul de... ca masa de ping-pong. Adică este o hotărâre în 2019, perfect valabilă, care prevede să plătească toată lumea. Și acum, în 2023, venim și o contestăm? Deci, eu am mandat din 2020, nu am nici timp, nici mâinică cu hotărârea respectivă. Cine a dat-o, să-și și asume. Vreau să vă întreb ceva, domnul director. Ați aplicat în tocmai hotărârea de Consiliul Local din 2019? Categoric. E, atunci avem o problemă cu hotărârea? Nu, nu, nu avem nicio problemă cu hotărârea, da. Pentru că la momentul respectiv, dar în fine, asta o să fie chestiuni care probabil o să fie lămurite pe care o judecătorească, chiar de la serviciu fiscal, societățile din cele care au primit, dintre cele care au primit la momentul de față, persoane fizice autorizate care au primit la momentul de față notificări, la momentul respectiv au primit scutiri din partea Direcției Economico-Financiare și li s-a spus foarte clar că nu beneficiază de servicii de salubritate în sensul codului fiscal și sunt scutiți de la plata taxei. Adică... Cred că am înțeles ce vorba. Cred că consecințele sunt generate de impunere. Atât timp cât dumneavoastră vorbiți de notificare, nu implică o impunere. Nu, am și decizii de impunere. Probabil, nu știu. Sunt situații care pot fi reanalizate, ce să vă zic. Nu știu, ori fi excepții, de erori, nu știu. Sunt în orice activitate. Da, sunt destul de mult. Adică da. Aici da. Cred că... Dar dacă în hotărârea scrisă ai văzut ca persoanele fără activitate să nu plătească, nu mai eram în situația asta în care trebuie să chinuim oamenii. Ba da, trebuia să faceți hotărârea puteți corect. Puteți remedia dumneavoastră, citiți regulamentul. De ce să remediați? Eu, după 4 ani, hotărâre da, greșită. Vă rog, transformăm în... o discuție de piață, până la urmă. S-a înțeles... Sunt oamenii vinovați că au depus să cei care nu pună un cui pe persoană nu juridică, dar fizică autorizată. Dar ei n-au desfășurat activitate deloc prin extras de la ANAF sau, da? Aici au zero, aici n-au... ei nu beneficiază. Atunci de ce să plătească taxa de salubritate? Ce spune hotărârea de Consiliu? Trebuie să plătească. Domnul primar, ascultați-mă un piculeț, da. nu caut nici să... Nu, ce spune hotărârea respectivă din 2019? Cine vrea să plătească? Plătește cel care beneficiază efectiv de serviciu de salubritate, iar acești oameni nu beneficiază. Asta este ideea. Au avut închis activitatea? Deci, da. Eu nu am avut activitate. Sunt mulți care... Activitatea închisă este tot în același regulament definită. Și anume, deci sunt niște condiții. Le-ați studiat? Normal că le-am studiat. Dar oamenii au primit notificare și aveți două persoane aici. Vă rog să menționați toate aspectele. Adică nu prezentați numai partea cu notificarea și cu eroare. Nu cumva persoanele respective trebuia să facă dovada că nu au desfășurat activitate și că nu au desfășurat activitate și că nu au desfășurat activitate. S-au depus și tot au primit notificări. Nu, nu. Deci, haideți să definim exact ce înseamnă să nu aibă activitate. Scrie în regulament sau nu scrie? Scrie în regulament, sigur că da. Și anume, e vreo condiție, o cunoașteți? Dar o să ne uităm pe regulament și o să... Vă spuneți că o cunoașteți. Cunoașteți ideea? Asta era. Trebuie un document, dacă aș citi, trebuie un document. De la Registrul Comerțului trebuie să vină cineva și ori de la Registrul Comerțului, ori de la entitatea care asigură, care supraveghează desfășurarea activității. Dar ce înțelegeți prin să vină cineva? Adică persoana trebuie să vină la dumneavoastră, nu la Direcția Economico-Financiară și să aducă un înscris care este emis fie de Registrul Comerțului. Nu sunt la lecție aici, trebuie să răspundeți dumneavoastră. Eu v-am chemat pe dumneavoastră. Da? Trebuie să vină cineva de la Registrul cu o hârtie de la Registrul Comerțului sau de la... Să vorbim concret, dacă spunem o hârtie, deja nu vorbim... Domnul director. Întrerupere, încetarea activității se numește. Încetarea activității. A o hârtie emisă de o autoritate competentă care să ateste că persoana respectivă nu desfășoară activitate comercială. Are activitate încetată.
Asta nu înseamnă că nu desfășoară. Nu desfășoară da. Activitate, nu are nicio legătură. Poate fi suspendată, suspendată, încetată. Perfect. Așa da. Da? Exact. Sunt mai multe acolo trecute. Le luăm pe fiecare dintre ele, oamenii fac, fac corespondență cu primăria și ar trebui să fie scutite până la urma urmei de plata taxei. Bineînțeles, deci nu sunt cazuri de genul ăsta, când au venit cu documente și noi nu am ținut cont de ele. Bine, o să vi le aduc, domnule. Exact la asta mă refer. Nimeni nu a făcut niciun abuz, deci nu cred chestia asta. Dacă nu veniți cu niște dovezi... Deci eu le am în telefon și pot să vi le arăt. Eu cred că lucrurile astea se pot discuta și mâine sau după ședință la birou domnul director cu hârtia și cu persoana individualizată. Da, mulțumesc. Până când o să citeze, se poate cu domnul secretar și mâine. Propun să sistăm discuțiile pe baza acestui subiect. Chiar o bătaie de joc, vă spun sincer. Eu nu am intervenit de foarte multe ori în ședință. Dar asta e chiar o bătăie. Deci vă zic personal. Personal am fost cu hârtie eliberată de ANAF. Eu nu sunt înregistrat la Registrul Comerților. La Comerțului hârtia a fost eliberată de ANAF. Pe 2020, zero venituri. Pe 2021, zero venituri. 2022, zero venituri. Și chiar și în acest caz a fost impus să plătesc taxe de salubritate, cu toate că eu am doar acel cui, dar nu am desfășurat o activitate. Aveți sediu în apartament? Am sediu în apartament. Aici ați voie să intervin, domnul președinte. Zero activitate nu înseamnă că nu... Zero venit nu înseamnă că nu ați avut activitate. Să nu aveți activitate înseamnă să suspendați PF-ul sau IU-ul. Nu suspendat. Pentru ce să-l suspendez? Doar atunci beneficiați de scutire. Dacă îl suspendați, zero venituri înseamnă că dumneavoastră nu ați dacă avut venituri, dar ați funcționat și ați fi putut nu, avea venituri. Nu, am funcționat. Da? Nu am funcționat, dar nici nu am cerut suspendarea. Păi vedeți, dacă nu ați cerut suspendarea, nu primiți derogare. Ce înțeleg eu acum, fără să am hotărârea în față, dar sunt convins că așa este din mine. Ai n-ai minge atragi la coapă, aici. Asta înțeleg cel mai bine. Regulamentul hotărârea Consiliului Local și Regulamentul prevede modul de expres de suspendare sau încetare a activității. Dacă se vine cu acest document, eu nu cred că colegii mei de la Direcția Economică n-ar fi făcut lucrul ăsta. Dacă, într-adevăr, e un document, dar nu este prevăzut în hotărârea Consiliului Local, care de asemenea face trimitere probabil la textul de lege. Ce înseamnă suspendare, ce înseamnă întreruperea activității. Cu document. O întrebare, domnul președinte, dacă îmi permite. Putem amenda. Acum putem căuta vinovați până mâine. Haideți să încercăm să căutăm o soluție, să nu punem oamenii la plată. Da? Aici ai secretul. O soluție. Putem amenda hotărârea respectivă. Hotărârea respectivă deci, face parte de impozitele și taxele pe anul în curs. Pe potrivit codului fiscal, pe anul în curs nu pot fi modificate impozitele și taxele. A, deci indiferent ce facem, nu... O hotărâre pe care dumneavoastră, dacă vreți, vă asumați, ar fără semnătura de legalitatea primarului și mai departe ce va decide Curtea de Conturi, că din punctul meu de vedere, de-abia în momentul acela intervine Curtea de Conturi, că pe parcursul anului fiscal intervin micșorări sau măriri de taxe. Cred că o modificare la acest regulament am făcut-o noi la un moment dat. Nu m-am uitat pe el cu franchețe, o spun și nu mi-aduc aminte cu certitudine, dar cred că am introdus la un moment dat, după certificatul emis de către Registrul Comerțului, orice alt document care atestă că nu s-a desfășurat activitatea. Trebuie să discutăm pe textul de hotărâre. S-a căutat o variantă la momentul respectiv, tocmai ca să ieșim din această situație. Că s-ar putea din 2019, s-ar putea regulamentul să fie modificat și 2020, 2021, 2023, dar haideți să discutăm cu textul de cu regulamentul și cu textul de lege și eu sunt convins că se vor găsi soluții până la urmă. Dacă chiar este un abuz, se consideră că este un abuz. Domnul Aronoache, da, așa, dacă să lămurim așa, o corect, aș vrea foarte mult și eu să văd acea hotărâre. Mă simt oarecum vizat de acele notificări, dar probabil pe bună dreptate, o să-mi fac mea culpă aici. Am o achiesare parțială la ceea ce a spus colega mea consilier, vis-a-vis de plata, mai mult a penalităților decât a la plăcere proactive. Aici am eu oarecum problema.
cu care urmează cumva să mă lămuresc, probabil după ce o să văd dispozițiile legale, inclusiv hotărârea de care fac vorbire, dar întrebarea mea pentru a lămuri complet discuțiile și a pune punct acestui lucru, să măcar să știm ce avem de făcut, este următoarea. Zero venituri înseamnă zero activitate? Este o întrebare doar, nu... Nu înseamnă zero activitate. Nu, dar nu întreb. Deci, adică este suficient, nu înseamnă zero activitate. Pentru o activitate independentă, înseamnă zero activitate. Sunt necesare pentru a trece mai departe. E posibil să aveți dreptate, e posibil să nu. Este foarte greu. Acum știți cum discutăm. Discutăm vorbe. Până nu discutăm pe textul de hotărâre de Consiliu și textul legal, asta este. Dacă într-adevăr hotărârea la momentul respectiv prevedea că au de plată, e normal că acele taxe să fie urmate de penalități. Pentru că asta nu facem noi de la noi puterea. Asta ne obligă codul fiscal. Da, mulțumesc. Mai aveți alt punct, că ați spus că aveți două probleme. Mai e o chestiune, dar cred că o să iau legătura cu direcția, cu domeniul public și privat. E o situație din cimitirul Red. Există anumite persoane care se plâng de anumite chestiuni acolo. Ori o să îi le comunic domnului primar ca să aibă grijă, ori o să comunic direct la domeniul public și privat. Mai bine așa, mulțumesc. Mai are cineva o problemă? Dacă nu... De care închise proiectul ședinței de astăzi. Scuzele de rigoare că ați văzut atât de mult, dar nu s-o terminăm într-o oră, dar...